Bun găsit, sunt la stângă la rubrica Sport. De astăzi avem două vești, una mai puțin bună la handbal și alta mulțumitoare venită tocmai de la București. Ei bine, în sala polivalentă din capitală s-au desfășurat întrecerii la două competiții de arte marțiale, la care au participat și trei sportivi pregătiți de Oliver Vlad la clubul Yariko Dojo din Drobeta, Turnu Severin. S-au întors cu rezultate care ne fac să sperăm că în viitor acest sport va fi unul cu care Severinul se va mândri. Sala polivalentă din București a găzduit două competiții de top la jiu-jitsu. În prima zi s-au desfășurat întrecerile campionatelor balcanice pentru ca vineri să urmeze și un puternic Opel Challenge Cup. La competiție au participat și trei sportivi de la Clubul Severinian, Yariko Dojo, toți componenți ai lotului național. S-a desfășurat Balcaniada la București, Balcaniada de jiu-jitsu. Am avut trei sportivi convocați la lotul național, trei sportivi Cruitorul Alin, Pop Valentin și Cucu Antonio, cu care am obținut un loc cu 4 prin Cucu Antonio și 2 medalii de bronz prin Croitorul și Pop. Putea fi mai bine? Da, putea fi mai bine, dar ținând cont că a fost prima lor participare internațională, prima convocare la lot, cred că emoțiile și-au spus cuvântul. Vor urma și alte competiții pentru care sportivii pregătiți de Oliver Vlad se pregătesc pentru a aduce noi performanțe sportului severinan. Avem cupă de verificare, Cupa Agvila la Giurgiu, cupă internațională la care participă sportivi din Serbia, Bulgaria, Turcia și anul viitor campionatul național și campionatul european. Sperăm ca și la viitoarele competiții Alin Croitoru, Valentin Tot și Antonio Cucu să confirme prin rezultate din ce în ce mai bune și de ce nu să transforme bronzul în medalii dintr-un metal mult mai strălucitor. Vestea mai puțin bună de astăzi este că am avut parte de un rezultat neașteptat în sala polivalentă severineană la jocul de handbal din campionatul juniorelor 1. Handbalistele pregătite de profesorul Ion Milovan au pierdut la un gol diferență partida cu Liceul cu program sportiv Slatina și cu larga contribuția brigăzii de arbitri din Timișoara. Tot răul spre bine pentru că sportivele noastre păstrează șanse de calificare la turneul semifinal. Așa cum anticipam, jocul dintre handbalistele junioare 1 de la CSS Drobeta Turnu Severin și Liceu Program Sportiv Slatina a fost unul deosebit de echilibrat. La pauză, handbalistele pregătite de Ion Milovan conduceau cu 14 la 11 și nimic nu anunța ce se va întâmpla în partea a doua a jocului. Pe fondul unor ratări, printre care și patru lovituri de la 7 metri, dar și cu sprijinul larg al unei brigăzi de arbitri din Timiș parcă ruptă de realitatea jocului, handbalistele noastre nu au rezistat și au pierdut la un gol, 26-27, o partidă pe care puteau foarte ușor să o încheie cu o victorie. Cercel 9, Dinicică 7, Ciocea 5, Șerban 3 și Morăreanu 2 sunt autoarele celor 26 de goluri ale severinencelor. Este prima înfrângere pe teren propriu a echipei noastre, care rămâne în continuare în cărți pentru calificare la turneul semifinal al juniorilor 1. Rubrica de sport de astăzi a ajuns la final. Luni revin cu alte informații interesante. Sunt la stângă și ca de fiecare dată vă salut cu drag și vă doresc numai bine să aveți parte de un weekend liniștit.